Promisiunile de majorare a salariilor de la stat pentru anumite categorii de angajați au declanșat un conflict colectiv de muncă la nivel național. De creșterea salariului minim nu vor beneficia toți angajații statului. De aceea, sindicaliștii din administrație locale au solicitat includerea în ordonanța de guvern 20/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Pentru că ordonanța vizează doar angajații din învățământ și sănătate, nemulțumirile vor lua formă de protest. Noi suntem paria societății. În ceea ce privește legea unică a salarizării, bat câmpii cu ea guverne de ani de zile, în care niciodată nu s-a realizat nimic. Acest conflict de muncă este declanșat pentru că nu vor să stea de vorbă, nu vor să cedeze, nu vor să se ajungă la o înțelegere. Nu am primit niciun răspuns? Niciun răspuns nu am primit, de aceea s-a hotărât declanșarea conflictului de muncă. Nemulțumirile funcționarilor publici au rămas aceleași dintotdeauna. Acordarea normei de hrană. Deci amărâtul de tichet de masă. Și acolo, de bună credință am fost, unde se poate, din bugetul local. Deci nici nu am solicitat de la bugetul de stat. 2. Este lege promulgată, acordarea voucherilor de vacanță. Nimeni n-a mai făcut nicio referire, ba dimpotrivă, la fundamentarea bugetului pe anul 2016 s-a pus asterixul și a spus nu. La acestea se adaugă salariul mic sub orice alt angajat al statului. Deci total discriminat. În primul rând, nivelul salarial, mizerabil. Discriminarea nu mi se pare corectă. Ce au ei în plus și nu avem noi? Ce au alte categorii sociale sau cu ce muncesc ei în plus față de altul din administrație? Avem aceleași responsabilități, suntem purtători de putere publică, lucrăm cu publicul în condiții stresante extraordinare. Domnul Pârvu lucrează în administrația publică de 25 de ani, iar salariul nu-i ajunge de pe o lună pe alta. 1600 de lei, după 40 și aproape 43 de ani de muncă. Ca șef de serviciu, deci 1600 de lei. Membrii sindicatului spun că vor merge cu manifestațiile până la sfârșit. Dacă e nevoie, se va ajunge până la grevă generală. Sunt salariat al primăriei Pucioasa din anul 1999. La momentul actual, situația mea este mai deosebită, de aceea sunt pensionar pe caz de boală gravă, fiind incapacitate de muncă, iar salariul meu este pentru cele 4 ore pe care le desfășoară zilnic, este venitul net este în jur de 700 de lei. Când suntem cumva discriminați în acest punct de vedere, suntem uitați mereu la un nivel de să ne aducă și pe noi la un nivel de salarizare cât mai apropiat de cel normal. Nemulțumiți de salarizare, funcționarii publici anunță proteste toată luna iulie. În data de 5 iulie, aceștia vor face grevă generală timp de o oră. Dacă nu se reiau discuțiile la centru, în data de 12, greva va ține o zi și dacă nici așa nu vor obține ceea ce își doresc, în data de 19 iulie vor declanșa grevă generală pe termen nelimitat. Eu aș merge cu o grevă generală în care să înțeleagă și domnii parlamentari că nu putem să dăm legi numai pentru unii. Funcționarii publici au strâns semnături pentru acțiunile de protest și totul se va desfășura conform calendarului național, în conformitate cu legea.